Salutare toată lumea, să răși din nou am regăsit un episod de Fortnite și un fel de Fortnite. Este pe mobil, deci pot să-l joci pe mobil și o să vă arăt normal cum se joacă pe mobil. Nu vă sa pe laptop. Deci hai să dăm un start. Așa, bulan mare. Și... nu știu de ce, dar... sunt așa o imică. Nu m-am filmat, nu m-am pus decât două jocuri. Hai că începem acum. Nu mă ne pune în ala. Mamă, dacă mă înțelege. Și ne problemă de război. Eu cu asta nu pot să nu foarte mai pe celălalt. Vă lăsă comandă să-l aveți în descriere. Nu gândesc. Fortnite mobile. Nu să sunteți greșite. Dacă e mai bun ca Huawei, e să-l descarci. Dar e după Huawei, că e slabă marfă, nu știu. Dar în rest, facă tot pentru voi și hai să începem. Un match de... avem pe Luminus. Eu nu stau ca un prost, că sunt deștept. Și... fără prescripția medicului, curățați suprafețele cu dezinfectant. Sunt cel mai bun pe jocul ăsta din România, sunt numai eu de care îl joc. Mai bine, hai să ne băgăm mai mulți în român să jucăm, facem chestii Hestri, Mertery, și după aia putem să vă dau și puteți să încercați și voi. Mai bine vă le recomand la pe Huawei că nu trebuie să ștergi un joc. Nu spune încă mă dat în nou vă același ce. Și așa cum am jucat pe PlayStation. Pare rău. Cum pot să-l zici pe după? Și dar... urăsc când filmez pe mobile. Facem poate un meci de solo că are... e greu de bătut și cam da, voi cam înțelegeți voi. Nu vreau să apăs aici pe X. Așa, și îmi descrie. Și... nu știu, dar jocul nu e pe, e pe internet, dar... ne, eu nu trebuie să zic ca Epic Games, dar ăsta Epic Mini Games. Poți să-l descarci și după să-ți împori ce vrei că poți să-l descarci jocul ăsta. Dar mai bine vă-l recomand după telefon. Dacă nu știți... după telefon... e mai greu, dar... într-adevăr, dar e cam așa, cam dificil ăla, dificil. Dacă era dificil, vă spuneam de în momentul 3 secunde. Și acum ce să mai facem? Bă, hashtag hashtag cum se zice? Un pistol egal cu un jucător de jocul ăsta. Hashtag, ok? Ca să fim noi corect. Deci, vă dau mai încet la noi. Și nu era să mai mă spună nimeni. Nu vreau să mai dau nici link-uri. Nu vreau să mai dau ore de jocurile lor. Sau poate să ne încercăm. Și să vă arăt și nou jocuri, că nu e mai Fortnite. Că joc și Fortnite. Știți că joc. Și... mamă, ce săritură. Adică deloc bun. Nu aș vrea nimic. Păi nu aș vrea mai mult. Să facem mai mult român, că degeaba e decât eu joc.
Că ceilalți sunt ori chinezi, ori japonezi, ori englezi. Ar vrea să facem mai mulți români pe jocul ăsta, ca să avem mai mulți români și mai mulți abonați. Adică l-avem decât pe ăla, 9999. Hai pro, cine e ăla, îi merită. Cred că o să jucăm pe creativ, poate să o jucăm și pe creativ. Ca să, știți ce? Unde zi mă tu? Uite-l un. Se băt. Albinuțo, ce pregătești de tot? Multă plinire de ceasă pentru mers. Ce este mersul? Dacă nu-i să-mi place să joc toți de la mic la mare, toți mentus, tu stai supărătoare. Acestea sunt suplimente alimentare. Deci, nu. Pare robăzar. Hai că mai de... fac și claim-uri. Să revenim. Să revenim direct. Un match. Să filmează. Filmează, ok. Am revenit, cum am promis. Hako. Hai că e bine unde e acolo, că n-o să mă enervez. Și poate aveți într-un link. Bă, urăs să dau meciuri pe solo, că eu normal dau pe creativ, nu dau pe solo. Oricum filmez, poate dau pe numai pe solo, că vă place voi și adorăs. Până chiar mi-a spus, bă, deci, hai să filmezi un joc ca Fortnite, bă. Joacă Fortnite, îmi descrie, mi-a spus. De ce nu? Și, bă, așa. Nu, nu știu, am niște abonați, mă trebuie mult. Pe Andrei Spartanu și pe Marius Headshot Motherfucker. Nu știu de ce și-a fost numărul ăsta. Poate fiindcă e foarte amuzant și foarte idiot. Sau idiot tentatoare. Nu știu de ce i-a pus numărul ăsta. De cât el joacă, Marius? Deci și mai una bună. Andres. Andres normal e un român, dar a vrut să-i pun numele să facă normal e Andreea. Și el nume de român. Cam înțelegeți cam vorba și... Nu acolo... Facecam. Ha... O beau? Loredana, Dorian Popa și Ștefan Bănică, așa cum nu i-ai mai văzut niciodată. Găsește-mi loc în inima ta, ți-am spus a nu știu câta oară. Urăsc acum, pe, nu știu, mi se pare enervant. Bă, cineva e pe-n preajmă, cineva e pe-n preajmă, mă. A, bă, și-o gând nimic. Șterge-o, n-ai zic că n-am nevoie de ea. Hă? Stai. Nu s-o iau? Nu mă pot eu. Pentru voi. Nu știu, nu mi se pare să joc cu arme toxice, numai când am
orice șugă în orice mitralier. Atunci joc cu arme toxice sau pe live. Că mai ține minte că fac și live-uri. Și... mi sper ceva ciudat aici. Nu știu că n-am numeu zice și eu, ai, și canalul meu personal meu. Deci să vă abonați și acolo. Hai, bă, ok, hai că nu ne lasă, deci... nu încercam prea mult că ne ia muța de gât. E vorbă, e o vorbă, să nu crezi. Muța ne ia de gât. Am lag un pic. Nu vi se pare că am, dar la voi nu vi se pare că la mine am extrem de un lag. Normal acum nu știu, mi se pare că domn ce mă duc la 150 pe ce, aia uite lumea, deci mă tu, dai pe spate, băi. What? Cine e dată, bă? Ăsta! Nu, o să ne pierd. Cam atât a fost tot episodul, vă urez la mulți ani pentru băieți, normal că ziua băieților și ne vedem data viitoare. Pa, pa!